Ce fel de oraș fără frizerie? Orășelul corturilor astăzi a avut una. Un scaun pus în cortul central, iată și tot salonul de frumusețe. Pentru mine tot este o modalitate de protest. Stilistul Victor Micușa spune că în felul acesta mai face un ban, dar și un bine țării. Băieții care trăiesc aici în tabără, în orășelul acesta, îi dăm gratuit. Cei care vin în ospiție, fac donații. Nu mai reușiți la o frizerie? Eu sunt un cetățean al cetății. Deja sunt de la duminică, de la ora 12 aici. Comodități și-a făcut fiecare după imaginația sa. Această familie și-a întins un cort împărătesc cu fotolii și salon de joacă pentru copil. Sunt banchete de la mașină și normal, pentru comodități, că putem rezista să stăm mai mult timp. Cum să stai acasă dacă nu avem un viitor, nu avem o viață decentă pe zi? Și această familie a stat cu copiii ore întregi în piață. Ție și somn că ia amiază. Un pic, nu tare. Reziști? Dreptate, doar da, rezist. Greu de, a găsi dreptate. Dar de ce ai venit aici? Să strig împreună cu mama, vrem țara înapoi. La amiază, toropeala era mare. Mulți dormeau în corturi, alții se prăjeau la soare, iar acești băieți, unul din Sângerii și altul din Dubăsari, și-au găsit aici o bancă, mai ceva ca în parc. Ne odihnim. Despre scopuri, valori, solicitări față de autorități și alte chestii ce țin de protest, le-a fost mai greu să ne vorbească. Ce vrei să obții? Eu și vreau să obțin. Poate să răspund. Toate persoanele din țară vor fi ori recunoscătoare pentru ce și facem noi aici. Oricum, principala temă de discuție a zilei a fost anunțul președintelui Nicolae Timofti de a nu-și da demisia. Denumirea lui era să mută și eu sunt convins că noi președinte în țară nu avem. Despre ce președinte vorbiți? Îl vedeți? Este înainte dumneavoastră. Vedeți-vă președinte? Este că noi îl rugăm frumos azi înaintea populației. Domnul Timofti dă dovadă că își bate joc personal și cu toții de popor. Și comentariul lui Vlad Plahotniu, care a spus că e de acord cu alegerile anticipate, a fost despicat în patru. Declarația lui Plahotniu o socot falsă de tot. Asta e o provocare. Plahotniu e un hoț și l-ar dai demisia cu toți împreună.